acolo, ce să mă fac, doamne, eu l-am văzut și pe cel mai tare vecin din București. I-a depășit pe toți, l-a depășit pe ăla din Iași. Ăsta nu poate să vorbească deloc. E și stripper în pula mea. Are doar niște kilos pe el. Da, astea de în București sunt mai sadice ca moldovenții. Asta se va abținea și râdea de el. Gazicii din București râdea de ce mai... O, lasă-ți-ne și de garță, papura! E de... E culmea originală! Cel mai tare bețiv din București, de-a depășit pe toți! Ce-ai că nu sunt cel mai tare bețiv din București? Vreau eu să am medalia asta, Medal of Honor, dar nu am! L-am văzut, e stripper. Cred că a luat lecții de stripis la Top Modele. S-a dus la Cătălin Botezatu, bă. Nici măcar nu i-a dat că celălalt Cătălin Botezatu de aia de firmă. Păi imediat îi dădea jos și după aia începea să vândă chiloții ăla, că e de firmă. Deci l-am văzut pe cel mai tare de tine, de tine, de tine. N-am putut să-l văd. O să-l văd data viitoare. Acum mă trece o diureză, știi, dar mă abțin. Cel mai tare de țin, da. Ăsta e cel mai tare de țin. În București. E bine că era îmbrăcat de costum de plajă. Aoleu, deci când o să mă întâlnesc cu fina lui, băi, o zice mă dacă beau, beau. Dar hai să ți-l arăt pe cel mai tare bețiv din București. Ia zic eu, dă pe Google și vezi acolo ce zic, cel, mă nu, pe ea, YouTube. Bă, la aia, YouTube. Este fata originală. YouTube, la, eu zic YouTube. Așa, YouTube. Bagă fata, eu. YouTube.com și după aia bagă acolo cel mai tare bețiv din București. Și mă se uită, da, nu e taică. Ăsta o fi taică mi. Mă întrebă pe omul ăsta, mamă, ăsta e tati, sau ce nu e? Taică cum are haine pe el. Ăla face plicit, nu știu. Ăsta s-a făcut stripis. Deci, se ducea gagicile răcnea, că intra în transă. La doi ani, m-am curos, bă, ce pendezi. Era pe vremea mea, știi cum era numai. Și se ducea, intra gagicile în transă. Ăia, își arăta pula, își arăta pula. Le excita pe pizde, că există și de asta. Era cu coreografia mișto. Să-l vezi pe cel mai tare bețiv din București? Mamă! Îți vine să jelești. Nu, asta nu jelea. Redea.